credincioși. Iată, ne-a binecuvântat Bunul Dumnezeu astăzi, în această duminică atât de frumoasă, a 8-a după Rusalii, să fim aici împreună la Sfânta Liturghie, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, care este cerul pe pământ, unirea oamenilor cu Dumnezeu, unirea oamenilor cu îngerii și jertfa care ține legătura între cer și pământ, jertfa care ține lumea până la a doua venire a lui Hristos, adică însă jertfa Domnului Iisus Hristos nesângeroasă din Sfânta Liturghie, alături de rugăciunile Maicii Domnului. Pericopa evanghelică care s-a citit astăzi la Sfânta Evanghelie este una dintre cele mai frumoase de peste an și cu cel mai multe învățăminte, cu foarte, foarte profunde învățăminte. Dacă vă amintiți, deci Domnul Iisus Hristos a plecat din Capernaum undeva pe malul lacului Galileea sau Genizaret și acolo l-a urmat mulțime de popor. În Nazaret vindecase mii de oameni. Am auzit duminicele trecute, ori, muți, șchiopi, paralizați. Și acum acolo s-au dus din nou cu paralizaților, cu bolnavilor, cu suferințele lor, cu dorințele lor, sufletești și trupești. Și ajungând acolo în pustie, Domnul Iisus Hristos, ne spune Evanghelia, dacă sunteți atenți, primele două versete, că Domnul Iisus Hristos le-a vindecat bolnavii lor. Acesta e prim... că când mergi la Hristos, Domnul îți vindecă bolnavii tăi, adică sufletul și trupul tău, sau sufletul și trupul celor dragi ai tăi. Deci Dumnezeu întâi te vindecă. Dar apoi Domnul face ceva, al doilea pas, de care noi trebuie să ținem cont. După ce le vindecă bolnavii, de dimineață le vindecă, toată ziua le predică. Pentru că de ce erau ei bolnavi? De ce au ajuns în stare de boală? Din lipsa cuvântului lui Dumnezeu. Din lipsa rugăciunii, din lipsa liturghiei, din lipsa spovedaniei, din lipsa împărtășaniei, din lipsa Sfântului Mazlu. Din cauza asta erau bolnavi. Și acum Domnul Hristos le umple sufletele de har, le plinește sufletele. Toată ziua le predică. Cuvântul Domnului Hristos din Evanghelie este ca și Euharistia, ca și Evanghelia care o citim. Este desăvârșit, este cuvântul sfânt. Niciun sfânt părinte nu poate vorbi 100% ca Fiul lui Dumnezeu. Noi ne căutăm să ne apropiem de Fiul lui Dumnezeu și să fim cuvintele noastre, să fie ca ale Fiului Dumnezeu, simțirile, vorbele noastre, mintea noastră, trăirea noastră, viața noastră, sufletul și trupul nostru. Dar Domnul Hristos erau desăvârșite. Și acum El le-a vorbit toată ziua. Închipuiți-vă, mergi dimineața la biserică, îți rezolvi problemele, îți vindeci bolnavii, îți vindeci paralizații, suferințele, îți rezolvi și apoi stai toată ziua și asculți slujbă și predică. Ce frumos! Și Domnul Hristos le predică până seara. Și apoi, spre seară, apostolii bagă de seamă că toată ziua aceia au stat și au ascultat 5.000 de bărbați, afară de femei și copii, și că erau peste 25.000 de oameni, au stat și n-au mâncat nimic. Că la slujbă nu se mănâncă. Când mergi la predică, la slujbă, la... nu te duci să mănânci. Te duci să te hrănești duhovnicește. Și ei atunci, acum era spre seară, nici nu le era foame. Că se hrănise cu cuvântul lui Dumnezeu. Se hrănise, ne hrănește, cuvântul lui Dumnezeu te hrănește, nu ți-e foame. Numai când te cobori din nou în planul existențial omenesc, îți vine foamea. Când te cobori la cele lumești, când ești în cele duhovnice, nu ți-e foame. Dar apostolii au băgat de seamă că n-au mâncat nimic poporul. Și au zis apostolii către Domnul Hristos, cum ar zice, părinte, dă-le drum acasă, că n-au mâncat nimic toată ziua. Dar le-a ținut destulă predică și slujbă. Și Domnul Hristos, dacă sunteți atenți, îi dintre puținele predici, nu știu dacă sunt două, trei într-un an, în care Domnul Hristos se adresează preoților, se adresează păstorilor, episcopilor, apostolilor, se adresează păstorilor. Asta e, duminică, aceasta, dacă vă uitați, în predicile la mari predicatori ai lumii, e la Sfântul Ioan Gură de Aur, la părintele Cleopa, părintele Gordon, profesorul de aici, de la Cluj, de la București, toți tratează această pericopă spunând despre îndatoririle păstorilor sufletești.
Așa este intitulată predica de astăzi. Adică ce îndatorire are preotul, păstorul sufletesc? Să facă slujbă, să se roage neîncetat, să fie curat, să spovedească des, să facă liturghie zilnic, să împărtășească des, să aducă lumea tot timpul să o hrănească cu Hristos. Ei, apostolii, de data aceasta, ei n-au fost la înălțimea la care ar fi trebuit. Și au coborât la omenesc și au zis, Doamne, dă-le drumul să se ducă prin sate, să-și cumpere de mâncare, că o zi întreagă stau și n-au nimic ce mânca, aici e pustiu. Iată-ți 20.000 de oameni. Și atunci Domnul Hristos le-a zis, nu trebuie să se ducă. Nu trebuie să se ducă. Și dați-le voi să mănânce. E un cuvânt foarte frumos. Un cuvânt care, din păcate, nu se mai împlinește în biserica noastră de sute de ani. Dar s-a împlinit cândva. Oamenii după liturghie n-ar trebui să mânce în lume, să meargă în lume și să mânce fiecare în treaba lui. Nu! Aici, în curtea bisericii, ar trebui să fie masa după Sfânta Liturghie. După ospățul euharistic, ar trebui să fie și agapa. Agapa, masa frățească. Toți creștinii să mănânce împreună sub grija preotului. Așa a fost sute de ani. Oamenii dădeau la biserică, spune că puneau veniturile la picioarele apostolilor, ale preoților. Și era comun tot. Și preotul prin diacon, prin organizatori, pregătea totul și la toți le dădea. Și era o masă comună. Nu se ducea fiecare, adică nu e așa din rai, din grădina raiului, din curtea bisericii, să meargă în lume. Și să împărtășea agapa frățească până astăzi, doar la mănăstire să mai păstrează, e ca o prelungire a cinei euharistice. Adică cum te împărtășești și apoi aici mănânci ceva și slăvești pe Dumnezeu, binecuvintezi pe Dumnezeu. Ei, acest lucru ar fi trebuit să-l facă apostolii. Ei n-au făcut așa, au zis să se ducă. Cum să, unde să se ducă? Cum să-i trimiți pe credincioși din curtea bisericii? Unde să-i trimiți? Și Domnul le-a zis, nu, dați-le voi să mănânce. Și am zis, păi noi n-avem de mâncare decât 5 pâini și 2 pești. Și Domnul Hristos le-a zis, e de ajuns. Ei, acest cuvânt, 5 pâini și 2 pești, această propoziție, frază, are un înțeles foarte adânc. Cele 5 pâini reprezintă firea omenească, în care s-a coborât pâinea cea cerească. Pâinea cea care s-a coborât din cer, Hristos. Hristos a luat firea omenească care are 5 simțiri. S-a coborât Iisus Hristos în firea omenească. Și avem 5 pâini. Ceea ce ei, fără să știe, fără să vrea, au zis, Hristos a venit la noi. A intrat în firea omenească, Hristos. Adevărul deja e în noi. Firea omenească s-a vindecat, s-a restaurat prin Iisus Hristos. Și 2 pești. Peștile ce reprezintă? Ichthys. În greacă, limba greacă, Ichthys. Înseamnă Iisus Hristos Mântuitorul. Asta înseamnă peștele. De aceea, în primele veacuri, creștinii se recunoșteau unii cu alții că 300 de ani au fost persecutați și interziși, făcând semnul peștele. Unul făcea pe nisip un semn de pește. Și atunci celălalt știe care de-a face cu un creștin. Cu un frate de-a lui, dacă era cât. Ichthys, dacă ai pâine și ai pește, deja înseamnă că ai pe Dumnezeu și ai adevărul. Iisus Hristos. Adică ai pe Dumnezeu și ai pe Iisus Hristos Mântuitorul. Adevărul. Și a zis, e de ajuns. Și acești 5 pâini și 2 pești le-a dus Domnul Hristos în fața sa, de la cel care le avea dintre apostoli, și spune că le-a binecuvântat, a mulțumit Tatălui, așa cum trebuie să facă. Fiul n-a avut nicio secundă în care să nu fie în legătură directă și permanentă și puternică, vie, fierbinte cu Tatăl. Și a mulțumit și a binecuvântat și a spus, acum dați-le să mănânce. Și apostolii au dat să mănânce, nu Domnul? Apostolii s-au dus cu coșul, cu pâinile. Și s-a dat din mână în mână, se făceau grupuri, grupuri, grupuri. Ceea ce însemna că oamenii trăiesc în familie. Și prin familie, adică binecuvântarea la Dumnezeu o primești prin preot, prin apostol, prin slujitorii lui, dar pe familie, în familie, fiecare constituim o familie, așa ne naștem în ziua aceea. Familia, echipul Sfinței Treimi pe Pământ, tata, mama și copilul. Dar mai mulți copii, dar noi mai mulți al treilea. Și așa, și le-a dat și spune că le-a dat la toți și au mâncat toți și s-au săturat. Și după ce s-au săturat, Domnul Hristos le-a zis, adunați fârmiturile, să nu se arunce nimic. Că era o minune dumnezeiască, era o pâine din cer, adică în 5 pâini s-a făcut pâine pentru 20.000 de oameni, 25.000 de oameni.
și a adunat 12 coșuri. Ce reprezintă aceste 12 coșuri? Este roada duhovnicească a pastorației de mii de ani a celor 12 apostoli. Cei 12 apostoli, prin preoții, toată lucrarea care e în lumea bisericii, aduce roadă la sfârșitul lumii. Roada, care, roada slujirii lor apostolice. Roada euharistică, roada pastorației, roada duhovnicească. Și așa spune că s-au săturat toți și după aceea, după ce au adunat, spune că Domnul Hristos i-a silit pe ucenici să intre în corabie. Iată, vedeți, asta e predica care trăie astăzi numai preoților, zise. Se adresează direct preoților. I-a silit să intre în corabie. Cu un cuvânt, parafrazez, ce le-ar fi zis Domnul Hristos apostolilor? N-ați fost la înălțimea chemării voastre. Voi care trebuia să-i atrageți pe creștini către mine, să-i atrageți în biserică și să-i hrăniți voi cu cuvântul meu, cu cuvântul meu, care e mai multe ipostaze, vizibil, prin icoană, auditiv, prin cuvântul meu, prin Evanghelie, și euharistic, când sunt împărtășanie, n-ați fost la chemarea asta, ați vrut să-i trimiteți în lume, să scăpați de ei. N-ați știut, de fapt, lepădându-vă de ei, v-ați lepădat de mine. Acum n-ați fost, acum eu am făcut minune, eu mi-am făcut treaba și am înmulțit. Acum voi intrați în corabie, mergeți în biserică și vă rugați. Rugați-vă ca să vă vină sufletul la loc, să vă vină harul la loc și să faceți de acum înainte ceea ce trebuie. Asta e mesajul Evangheliei de astăzi, cum am spus, pentru păstori. Și acum, sigur că asta este, e o bucurie, că păstori și credincioși se mântuiesc împreună. Se mântuiesc împreună și cum se mântuiește? Adică preotul să nu lipsească de altar, el slujește slujbă, cu cât o slujește, cu atât curtea bisericii să umple, biserica să umple, credincioșii să împărtășești de harul lui Dumnezeu, care e prin cuvânt, prin slujbă, prin audiție, vreo 8 trepte, până la împărtășanie. Cuvântul are mai multe trepte, de la Sfinții Părinți, de la Sfinții Proroși, de la salmi, de la rugăciuni, apoi de la apostoli și apoi de la Domnul Hristos, direct în Evanghelie, și mai departe. Și toate cele 8 trepte le treci, le urci și te împărtășești apoi cu Hristos euharistic, cu trupul sângele Lui, în Sfânta și Dumnezeiască liturghie. Și acum, minunea în sine, dragii mei, este chiar o minune mare? Este. Este o minune mare să faci din 5 pâini hrană la 25.000 de oameni, la un oraș cât Gherla. Este. Dar nu este o minune așa de mare dacă stăm și ne gândim, pentru că este un firesc al lui Dumnezeu. Minunile, să știți, sunt firescul lui Dumnezeu. Ceea ce la noi este minune, este suprafiresc, la El este firesc. Și vă dau un exemplu, spunea altul Bartolomeu de multe ori în predici, cu un bobul de grâu, pui un bob și răsar 60, 65, 68, până la 70 de bobe răsar într-un spic. Și spune în Hronograful lui Kendrinos, o carte veche paralelă cu Biblia, că la început, până la potop, până oamenii n-au căzut să mănânce animale, nu se mânca carne, se mânca doar vegetal, spicul de grâu era spic de sus până jos. Tot era spic. Aveam sute de bobe. Păi o minune că pui un bob, putrezește și cresc 200 de bobe. Vedeți? Deci la Dumnezeu e un lucru firesc. Și de aceea și împărtășanie, deci hrana aceasta a pâinii în pustie reprezintă de fapt Sfânta Împărtășanie. Noi venim aici să ne împărtășim cu cuvântul lui Dumnezeu. Și care este, cum v-am spus, în Evanghelie, în predică, în rugăciune, în cântare, în icoană, dar mai ales în Sfânta Împărtășanie. Și Sfânta Împărtășanie, să știți, este tot o lucrare a Domnului Hristos. Credeți dumneavoastră că preotul face liturghia? Că preotul sfințește darurile și face Sfânta Împărtășanie? Nu, niciodată. Hristos face liturghia. Liturghia e a lui Hristos. Împărtășanie o face Hristos. El se folosește de gura preotului și de mâna preotului să binecuvinteze. Dar El o face lucrarea prin Duhul Sfânt în fața Tatălui, căreia îi mulțumește. De aceea când se sfințesc darurile, dumneavoastră cântați în locul tuturor. Pe Tine, Doamne, te lăudăm, pe Tine te lăudăm, pe Tine te binecuvântăm, Ție-ți mulțumim, Doamne, și Ție ne rugăm, Dumnezeul nostru.
Deci o lucrare a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, o lucrare care Sfântului Trăim, care o face Domnul Iisus Hristos în Duhul Sfânt, prin gura mea a nevrednicului, prin mâna mea a nevrednicului, prin slăbiciunea trupului omenesc și a sufletului omenesc care este a preotului. Și astfel Hristos, asta e minunea cea mare a liturghiei, că El să dă oamenilor, să dă hrană, nu într-un loc, pe malul Galilei sau în Israel sau într-un loc, ci în toate locurile din lume. El, prin preot, prin pogorârea Duhului Sfânt, se multiplică și își multiplică lucrarea în zeci de mii de locuri. Nu știu, sunt... Nu știu dacă sunt 100.000 de preoți în lume, dar poate că sunt în toate bisericile ortodoxe, numai mă refer, că sunt vreo 20.000 la noi, la ruși ori fi vreo 50.000, poate mai mulți. Și vă închipuiți? În 200.000 de locuri, e același Hristos, face aceeași lucrare, prin preot, sfințește și hrănește poporul lui Dumnezeu cu trupul și sângele lui. Ei, de aceea împărtășania de astăzi cu pâinea din pustie să fie pentru dumneavoastră, pentru noi toți, o chemare a Domnului Hristos, să luăm exemplu la râmda poporului evreu, care și-au lăsat casele, și-au lăsat masele, cu copii, cu soții, toți s-au dus în pustie să se împărtășească de cuvântul lui Dumnezeu. Și așa să căutați și dumneavoastră, să veniți cât mai des la biserică, cât mai des posibil și să vă împărtășiți, să vă spovediți, să vă împărtășiți, să vă pregătiți cât mai des posibil, iar preotul este de datoria lui să stea aici. Acum Domnul i-a închis în biserică pe preoți de 2000 de ani, s-a rugat, s-a pregătit, sunt gata să vă primească, să vă împărtășească. Acest lucru să dorim, să ne dea Dumnezeu, ca noi preoții să fim întăriți în lucrarea lui Dumnezeu și pe dumneavoastră să ne împărtășim și toți împreună să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, slăvim pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin.